invitați, începem ședința pe comisie. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Moinești, județul Bacău. Permiteți să fac o propunere. Propunerea mea este domnul viceprimar, domnul profesor Bureacnă. Comisia de urbanism, vă rog, dacă mai aveți alte propuneri, dacă nu, supunem la vot propunerea mea. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică propune, dacă nu mergem pe aceeași propunere, președintele ședință, domnul viceprimar Brea. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat. Domnul Bălan vine, a dat telefon, a zis că este de acord cu comisie cu toate punctele. Poftim? Și-a dat acordul pentru toate punctele, ca să le puneți din prima. Comisie economică, dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu supunem la vot propunerea anterioară, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2018. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc, să votați. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Moinești, Asociația Eco Assist București și Asociația Activ Moinești. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții pe marginea subiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-edilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții, locuințe pentru tineri destinate închirierii, în municipiul Moinești, județul Bacău, strada Tristan Țara 52, regim de înălțime C+B+3E+M, studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 08 CGE 2018, proiectant SC Consulting Group, expert SRL Moinești. Poftiți, domnule primar. După cum știți cu toții, pe strada Tristan Țara se construiesc cele două blocuri prin Agenția Națională de Locuințe. Dumnealor au finanțat întreaga valoare a construirii clădirilor. Nouă ne revine misiunea să finanțăm lucrările tehnico-edilitare. Am realizat proiectul, cu siguranță va urma am realizat SF-ul pentru indicatori, cu siguranță va urma licitația pentru PTH și execuție. Undeva mi-a promis directorul ANL, care va fi și prezent probabil la sfârșitul săptămânii viitoare la Moinești, că la începutul anului vor fi finalizate, februarie-martie. Mulțumim. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții sau propuneri, dacă nu supunem proiectul la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești, strada 1 Mai, faza Dali și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 2018, proiectant SC AV și EMS, Procon SRL Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului.
Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 74 din 19.05.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, transformare clădire centrală termică dezafectată în centru social pentru persoane vârstnice, strada Zorilor, municipiul Măinești, faza Dalii și a indicatorilor tehnico-economici, proiect 26 CGP pe 2015, revizie ianuarie 2017, proiectant SC Grup, consult proiect SRL Moinești. O să intervin și aici un pic, trebuie de la punctul anterior. Sunt cele 4 proiecte care fac parte din axa 13. Mâine, domnul Armeanu este aici, mâine este ultima zi de depunere, de aia o să și transmitem la proiectantul care scrie cererea la consultant pentru a depune în termen hotărârea de Consiliu și celelalte documente, da? Domnul Armeanu este aici, cel care va realiza acest lucru. Mulțumim. Comisia de urbanitate, că aveți discuții pe tema proiectului. Dacă nu, poftiți. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Această axă prevede atât infrastructură rutieră, cât și infrastructură în clădiri publice. Acolo este infrastructură, strada 1 Mai, de la școală, de la Văsâieș până la pod la Voaide și în capăt. Valoarea proiectului, ați văzut ceva, 86 de miliarde, parcă vechi, 8 milioane 600. Muzeul pentru care am avut odată depus proiect la ADR Nord-Est, fosta școală de lângă BCR, lângă școala Ștefan Luchian, clădirea centralei din spatele ce are pensionari pentru transformarea ei într-un centru de agrement pentru persoane vârstnice și un centru multifuncțional în curtea școlii Alexandru Sever de la Văsâieș cu sală de sport și alte săli pentru șah, tenis de masă și diferite activități acolo. Mulțumim. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, construire și dotare centru recreativ pentru tineri, strada 1 Mai, municipiul Moinești, faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 9 pe 2018, proiectant SC Partenii SRL Iași. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, intervenții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, restaurarea, modernizarea și dotarea clădirii de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu. Faza studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, proiect număr 11 pe 2018, proiectant SC Resmin SRL. Comisia de urbanism, discuții, propuneți pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. 10. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 7 din 14 ianuarie 2017, privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitarea infrastructură de străzi în municipiul Moinești, strada Alexandru Acuza,
faza de analiză a indicatorilor tehnico-economici, proiect 6-1 2014, proiectat SECE ADS și EMS Protons, TRL Bacău. Nu este întâmplător acest proiect pe ordinea de zi. Miercurea trecută am fost la Compania Națională de Investiții. Există și acolo axe de finanțare pe situații de urgență. Am depus proiectul care l-am realizat, PTH-ul, în valoare de 3.900.000 de lei, asfaltarea străzii. Asta nu înseamnă doar un covor de asfalt acolo, ci îndepărtarea 30 cm din stratul existent, înlocuirea lui cu piatră spartă, balast, concasat și ce mai trebuie acolo, ridicarea căminilor la cotă, de la barieră până la podul care traversează râul Miniști, în apropierea cimitirului din cartierul Găsiești. Urmează ca săptămâna viitoare să duc această hotărâre la București, împreună cu pozele care au stricat infrastructura pe această stradă, celelalte documente pe care le-au cerut și sper să facă parte din lista sinteză și dumnealor se vor ocupa de licitația pentru execuție, având întocmit deja, cum vă spuneam, și proiectul tehnic. Mulțumesc. Comisia, a supus. Comisia de urbanism, dacă aveți întrebări, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuție, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 11. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SECE Delgaz Grid SA asupra unui teren situat în municipiul Moinești, strada 1 Mai, județul Bacău. Comisia de urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui teren situat în extravilanul municipiului Moinești, în favoarea SCOMV Petrom S.A., în vederea realizării proiectului de viere conductă gaz de la schimb 1150 Moinești la stația de compresoare Moinești. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? 4 voturi. Pentru și o abținere. Nu participă la vot. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării redevenței aferente contractului de delegare a serviciului de salubrizare numărul 180/2015. Comisia de urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții, domnul Iulian. Înțeleg că banii ăștia se duc pe transporturi de la ce au adunat ai noștri, se duc doamna, la... Da, deci știți că în perioada... Și ajung tot la ei. Știm povestea. Ca să compensăm cu ceea ce... Da, e vorba de transportul deșeurilor... Care au fost colectate și se găsesc acum. Nu, nu au fost transportate. Și n-a fost plătit transportul. A fost plătit, dar în capitolii bugetare sunt încadrate. A fost plătit din taxa specială de salubritate. Și având redevența încasată în cont, există în cont, considerăm că e oportun să considerăm plătită din redevență acea prestare de servicii de transport și nu din taxa specială. Putând astfel să reglăm acum cu taxa specială. Să mai putem plăti o lună taxa specială. Suntem la limită cu încasări, deci
toți cei care sunt în oraș prezenți și li se prestează acest serviciu și au cam plătit datoriile. Dumnealor, în continuare cer pentru 22.000 de locuitori. Noi plătim la ora asta pentru 15.000. 13.000 și ceva. Așa, plus subvenția care o avem. Asta este populația existentă căreia îi se prestează serviciu acum. Pentru că din diferența aia până la 20.000, nu știu cât... 20.855. Așa, sunt studenții care lucrează în altă parte, plus cetățenii plecați în alte țări. Da. Iar deșeurile au fost transportate atunci, acea prestare de serviciu a fost undeva la 285.000 de lei. Deci transportul deșeurilor pentru 2 luni, 3 luni... Două luni jumate cât a fost istat... A fost un contract separat atunci de transport. Al deșeurilor, de rampă, pentru știți că am fost sancționați de mediu și așa. Dacă nu mai reau. Pentru că tot veni vorba de taxă, am rugat pe domnul președinte să intervină la Bacău din nou și o fac public și astăzi pentru a se auzi în tot județul. Pentru că cetățenii din municipiul Bacău plătesc 6 lei la ora asta. Sunt singura localitate urbană din județul Bacău care plătește 6 lei cu noi, nu 10 lei ca la noi, 9 lei 97, nu ca la Târgovna, Onești, Buhuș, Comănești și așa mai departe. Pentru că așa au găsit de cuvință și ADIS-ul a acceptat lucrul ăsta, să plătească cetățenii 6 lei, spunând că diferența o cheltuie primăria Bacău pentru administrarea depozitului. Nu. Fiecare localitate plătește pentru depunerea la depozitul regional prin ADIS. Taxa care plătește ADIS, tariful către Rompres, pe gunoiul colectat din județ și depus la depozit, este plătită de ADIS, nu de primăria Bacău. Ei doar administrează și pentru asta primesc bani. Eu sunt de părere că și municipiul Bacău trebuie să plătească, cetățenii municipiului Bacău, să plătească aceeași taxă, așa cum a stabilit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Am făcut solicitare din nou domnului președinte ca măcar începând cu anul 2019 să aducă la același nivel această taxă, pentru că doar așa se pot plăti din factura curentă și datoriile la Rompres. Mai mult decât atât, am propus ca să ia în calcul, pentru că la localitățile rurale taxa este 4 lei. În localitățile rurale, să zic din arealul municipiului Bacău, Moinești, Onești, Târgovna, sunt locuințe ale celor care desfășoară activitatea în orașe, în urban. Dar stau la rural și plătesc 4 lei. Dar produc gunoi mai mult decât un cetățean care stă în capătul satului pe Valea Zeletinului sau la Pârjor. De aceea am propus să facă o taxă egală cu cei din urban pentru cei care au o suprafață locativă utilă de peste 100 de metri pătrați. Cred că cel care și-a construit o casă în zona, în arealul unei localități urbane și are mai mult de 100 de metri pătrați, are și 10 lei să plătească gunoiul pe lună, așa cum plătește cetățenii urbani. Rămâne de văzut dacă va și accepta acest lucru. Da. Comisia Economică, dacă mai sunt alte întrebări sau discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copiii care frecventează creșa Primii Pași Moinești în anul școlar 2018-2019. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții pe această temă. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuție pe marginea proiectului. Am văzut că taxa pentru o lună de zile e 1400. Doamna Ampău? Ampău este. Spuneți-mi, am văzut după aceea că persoanele care au învenit sau care au învenit peste 700 sau peste 900 plătesc doar 13 lei pe zi, nu? 13 lei. Și dacă mulțim 13 lei cu 21-20 de zile, cât iese? 230. Și până la 1400. Până la 1400. Diferența este asigurată din bugetul local. 1400 este cheltuiala care unui asistat acolo.
ca și la centru social, el plătește 1400, dar cheltuiala pe un asistat la centru social la bătrâni este de 2300-2400, suportată din bugetul local. Asta vroiam să aud acolo. Diferența este suportată din asta. Pentru bugetul că local plus bugetul de stat. Devine. La bugetul local. Pentru că aici iarăși calculul la creștere se ia la 30 zile sau 20. Totuși, da, să știți că nu se oprește curentul și căldura în clădirea creșii atâta timp cât nu funcționează în modul lumini. Deci utilitățile sunt plătite la 30 de zile. Toate cheltuielile conexe acolo sunt la 30 de zile. Doar cele de, cu personalul care lucrează acolo e plătit pe 22 de zile. Dar ce contribuie cetățeanul care are un copil acolo e pentru 22 de zile, pentru că atât vine copilul la... Nu vine în weekend. Nu. O lea bine sau... Deci de luni dimineața de la 7 până vineri la 7. Da. Dacă nu mai sunt întrebări, să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții? Dacă nu sunt, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliile de Administrație ale Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău. Poftiți, vă rog, domnul vicepreședinte. Aș propune ca să menținem comisiile actuale la toate școlile și liceile din orașul nostru și la spitalul municipal, va fi tot următoarea asta. Cu înlocuirea doamnei doctor Dincu, care s-a retras din rândul consilierilor, cu domnul Sandu Teodor. Da, doctor Dincu este într-o comisie la... Nu, dar și la liceu era doamna. Citiți-i pe toți care sunt. Deci solicit menținerea celor care au făcut parte din consiliu. Menținerea dumnealor în continuare, cu excepția doamnei doctor Tingu, care era consilier local atunci și delegată în Consiliul de la Dezvățări la liceu, să fie înlocuită cu domnul Sandu Teodor. De spital vorbim la punctul următor. Dacă sunt alte propuneri, asta. Da. Comisia de Urbanism. Dacă aveți alte propuneri. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Propunerea domnului viceprimar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică? Sunt alte propuneri? Pentru la liceu Spiră Paret trebuie doar 2 reprezentanți. Nu 3. Au fost 3. Era domnul Ivan, domnul Costa, domnul Armean. Trebuie să hotărâți doar 2. Aspirul Hare. Aspirul Hare. Da. Din 3 care își exprimă? Dacă nu... Păi nu e. A fost o hotărâre din Consiliul Local în decembrie când la s-a Cobălcescu. Revenit. La Cobălcescu m-am retras eu. Nu, la Cobălcescu a fost schimbat. Da, și m-am retras eu. Da. Dar aici, dacă se retrage cineva, dacă nu se propune, nu. Să rămână 2. Da. Tu ești reprezentantul executivului. Domnul Ivan. Eu mă retrag. Da. Și rămâne? Și așa e direct. Domnul Costea și... Da. Domnul Armeanu, domnul Costea. Da? Așa conduce. Da. Bine. Propune. Da. Revenim Comisia de Urbanism cu modificarea pe care ați auzit-o și supunem la vot propunerea. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Se abține cineva? Comisia Juridică. Sunt alte propuneri? Dacă nu, mergem pe propunerile făcute. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt alte propuneri? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările și propunerile propuse. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 108 din 28.09.2017
16, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Da, vreau să intervin eu în locul doamnei doctor Tincu, care era și s-a retras din Consiliul Local. Propunem pe domnul Sandu Teodor. Deci, rămâne domnul Breatnă, domnul viceprimar Breatnă și domnul Sandu Teodor. Supunem la vot Comisia de Urbanism propunerea domnului președinte de la Comisia Juridică. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Supunem la vot propunerea. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia Economică. Dacă mai sunt alte propuneri. Dacă nu, supunem la vot proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 17. Proiect de hotărâre pentru recompensarea absolventei din municipiul Moinești care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018. Comisia de Urbanism, vă rog să votați. Am considerat că este de datoria noastră să recompensăm această elevă care este și singura care a obținut nota 10 la examenul de bacalaureat. Cred că este bine să recompensăm copiii care duc mai departe și cinstesc municipiul nostru și vă rog să aprobați acest proiect de hotărâre. Da. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, vă rog să votați în unanimitate propunerea și proiectul de lege. Cine este pentru? Mulțumesc. Comisia Juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică, dacă sunt întrebări sau discuții, dacă nu sunt supune la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 18. Vă rog frumos, doamna secretară. Domnule președinte, domnule președința e comisiilor de specialitate, vă rog în cadrul comisiilor pentru punctele de la 18 la 22 să consultați comisiile de specialitate asupra modalității de exprimare a votului pentru cele 4-5 proiecte de hotărâre, în sensul de exprimare a votului deschis sau de exprimare a votului secret, având în vedere că se supun la vot proiecte de hotărâre cu caracter individual. Pentru că sunt inițiatorul celor 5 proiecte de hotărâre, aș vrea să am o intervenție și să motivez de ce se întâmplă acest lucru odată cu manifestările, cu ocazia manifestărilor culturale zilele municipiului Moinești. Ultimii cetățeni de onoare au fost făcuți în anul 2009 de către la inițiativa primarului de atunci și aprobarea Consiliului Local. Iată, după 9 ani, am considerat că este rândul câtorva cetățeni din municipiul Moinești și nu numai, care au reprezentativitate atât la nivel de municipiu, cât și, așa cum spune regulamentul de acordare a acestor titluri, a promovat municipiul Moinești, acolo unde își desfășoară activitatea sau unde merg, călătoresc dumneavoastră. Primul este episcopul catolic, Petru Gherghel, în 2005 sau 2006, a primit acest titlu de cetățean de onoare al municipiului Moinești și episcopul, de la acea vreme, episcop doar, vicar Joachim Lăcăuanu, astăzi arhiepiscop al Romanului și Bacăului. Dumnealui este implicat în toate activitățile pe care le desfășurăm la nivel de municipiul Moinești împreună cu arhiepiscopia și protopopiatul. Același lucru se întâmplă și cu episcopul catolic, reprezintă aproximativ 2000 de enoriași din municipiul Moinești, au activități la care suntem invitați consilier local, primarul municipiului Moinești, cei din executiv. Cred că este de datoria noastră să cinstim și această persoană. După care urmează domnul Ingo Glas, este cel care este inițiatorul și realizatorul monumentului Dada de la intrarea în municipiul Moinești. De câte ori vine cineva în vizită, acela este un punct de atracție, mai ales pentru cei care știu curentul Dada și care vă pot spune că ultima vizită a avut loc duminică, domnul Costa este aici, o familie din Tel Aviv, a avut ce aprecia privitor la activitățile culturale și tot ceea ce înseamnă dedicat acestui lui Tristan Țara.
Următorul este Viorel Elie, primar două mandate și încă un an după, în al treilea mandat, astăzi senator și ministru în guvern. Cred că a realizat lucruri în municipiul Moinești care au rămas și vor rămâne, lucruri de care suntem mândri cu toții care am participat în calitatea noastră din executiv sau din Consiliul Local și cetățeni sau colegi din executiv, așa cum spuneam. După care domnul Dumitru Matovei și domnul profesor Văsâi, oameni care, după numele municipiului Moinești, sunt, fac parte din asociația, spuneți domnul profesor, Uniunea Artiștilor Plastici, au participat la nenumărate evenimente, nenumărate tabere de pictură. Consider că e timpul să cinstim și acest cetățeni și, supunând dumneavoastră spre discuție și aprobare, vă rog să aprobați și aceste proiecte de hotărâre. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Petru Ghergel. Pentru început o să cer permisiunea și votul dumneavoastră să votăm în plen. Sau deschis. Deschis. Da. Comisia de urbanism, vă rog dacă acceptați propunerea mea, dacă nu, cu alte propuneri. Dacă nu sunt, supun propunerea mea de a vota deschis propunerile inițiatorului și anume pe cei cinci, în ordinea în care o să citim pe fiecare proiect în parte. Începem cu primul proiect și vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, la fel întreb comisia modul de exprimare a votului. Dacă sunteți cu exprimarea, votul deschis. Da. Cine este pentru votul deschis? Da. Și supunem la vot proiectul respectiv. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Supunem la vot dacă sunteți de acord cu exprimarea votului deschis și nu secret. Cine este pentru vot deschis? Împotrivă? Abține? Nu. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Ingo Glas. Comisia de urbanism. Vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunteți de acord, împotrivă, se abține cineva? 20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești, domnului Viorel Ilie. Comisia de urmărit, vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votată în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu o să o punem la vot, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. 21. Proiect de hotărâre pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Dumitru Matovei. Comisia de urbanism, vă rog să votați. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Ioan Văsic. Comisia de urbanism, vă rog, votați. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Văsâi nu participă la vot.
Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Mănești, județul Bacău. Comisia de urbanism, dacă aveți discuții sau propuneri pe tema proiectului, dacă nu sunt, supunem... Sunt două suprafețe de teren pentru care am solicitat Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Intervenție. E vorba de acea palie care alunică din zona Lucăcioaia și alta din zona Uitus. Să pornim documentația, să o depunem la Bacău, la instituția prefectului. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Cine? Comisia, ședința pe comisia la sfârșit. Urmează ședința LEG. Ședința de plen a Consiliului Municipiului Mănești. Ședința ordinară de astăzi, 29 octombrie 2018, a fost convocată prin dispoziția primarului Municipiului Mănești, numărul 838 2018, cu respectarea prevederilor articolului 39, alineatul 1 din legea 215 2001, legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare. Vă informez că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 18 consilieri, un consilier lipsind motiva. În conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local și cu prevederile legii 215, având în vedere procedura de transparență decizională pe care am efectuat-o pentru conținutul procesului verbal al ședinței ordinare din data de 19.07.2018, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări față de conținutul care a fost publicat pe site. Ne fiind obiecțiuni, supun la vot conținutul procesului verbal întocmit la ședința Consiliului Local, ședința ordinară din 19.07.2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abținere? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din 19.07.2018. Vă spun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Mănești pentru următoarele 3 luni, conform avizelor comisiilor de specialitate, și anume, domnul președinte va desemnat, va fi domnul viceprimar, domnul Reacme Nicolae. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptată hotărârea Consiliului Local privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului Local al Municipiului Mănești pentru următoarele 3 luni. Domnule președinte, aveți cuvântul pentru a supune la vot ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară și pentru a parcurge această ordine de zi. Domnule primar, stimați consilieri, stimați invitați, în primul rând dați-mi voie să mulțumesc domnului președinte al sesiunii care s-a încheiat, Alușanu Mirel, pentru activitatea desfășurată și pentru buna parcurgere a tuturor proiectelor care au fost supuse spre aprobare Consiliului Local. Supun spre aprobare ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară a fost adoptată. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mănești pe anul 2018. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Supun la vot proiectul de... Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Mănești
Asociația Eco Assist București și Asociația Activ Moinești. Cine raport Comisia de Juridică? Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism? Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, lucrări tehnico-utilitare și sistematizare verticală pentru obiectivul de investiții, locuințe pentru tinere, destinate închirierii municipiul Moinești, strada Cresanța Ra, numărul 52, regim de înălțime S+P+3E+M, faza studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiectul numărul 08 CGE din 2018, proiectant SC Consulting Group Expert SRB Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești, strada 1 Mai, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economice, proiect numărul 5 din 2018, proiectant SC Proconz Bacău, SRL Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 74 din 19.0.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice, transformare clădirii centrală termică dezafectată în centru social pentru persoane în vârstă, strada Zorilor, municipiul Moinești, faza DALE și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 26 GCP din 2015, revizii ianuarie 2017, proiectant SC Grup Consult Proiect SRL Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri? În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, construire și dotare centru recreativ pentru tineret, strada 1 Mai, municipiul Moinești, faza studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 9 din 2018, proiectant SC Artemis SRL Iași. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, restaurare, modernizare și dotare clădiri de patrimoniu și transformarea acesteia în muzeu, faza studiului de fezabilitate, actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 11 din 2018, proiectant SC Resmin SRL. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 7 din 14.01.2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice, reabilitare infrastructură de străzi în municipiul Moinești, strada Aicuza, județul Bacău,
faza DARE și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 6/1 din 2014, proiectant SCADA, proiect CONS SRL Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. În unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 11. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude către SCDEL Gaz Gridze S.A. asupra unui teren situat în municipiul Moinești, strada 1 Mai, județul Bacău. Raport Comisia Economică. Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, în unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unui teren situat în extravilanul municipiului Moinești, în favoarea SC OMV Petrom S.A., în vederea realizării proiectului deviere conductă gaze de la SID 1150 Moinești la, de la SID 1150 Moinești la stația de compresoare Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Nu participă la vot domnul inginer Bălan. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Domnul consilier Vascan nu participă. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci proiectul a fost adoptat cu cele trei persoane care nu au votat. Două persoane care nu au votat. Unul este învoit. Așa. 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării redevenției aferente contractului de delegare a serviciului de salubrizare numărul 180 din 2015. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi. Punem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru copii care frecventează creșa Primii Pași, Boinești, în anul școlar 2018-2019. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Deci proiectul a fost adoptat. 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat din Municipiul Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru, cu cele două propuneri, domnul Sandu Teodor ia locul doamna Tinco, iar domnul director Ivan se retrage din poziția la scrutare. Și rămâne comisia cu cei doi membri. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru cu propunerile. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru cu propunerile inițiale. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru cu modificările care au fost anunțate? Votul împotrivă. Abțineri. Deci a fost și acest proiect adoptat. 16. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 108 din 28.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Moinești în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal de Urgență Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cu propunerea ca domnul consilier Sandu Teodor să ia locul doamna Tinco. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia
de urbanism. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Supunem la vot acest proiect cu propunerea ca domnul Sandu Teodor să ia locul doamnei dr. Tincu. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. Deci proiectul a fost adoptat. 17. Proiect de hotărâre pentru recompensarea absolventei din municipiul Moineș care au obținut media 10 la examenul național de baccalaureat sesiunea iunie-iulie 2018. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aș vrea să întreb mai întâi pe domnul consilier, nu știu că a susținut acum, da? Dacă este de acord în comisie cu acest punct de vedere. Da. Da. Atunci aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abține. Acest proiect a fost adoptat în unanimitate. 18. Trecem la să vă consult dacă vom vota deschis. Vom merge pe același procedeu, da? Da. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Petru Gherghel. Raport Comisia de Urbanism, dacă vreți dumneavoastră. De urbanism. Mai întâi tot așa îl întreb pe domnul Busuioiu dacă este de acord și l-aș întreba dacă este de acord numai cu acest punct, dar și cu toate celelalte puncte pe care sigur le cunoaște. Da. Deci cu toate punctele, ca să te apun până să nu mai întâmplă. Da? Deci aveți favorabil cu 7 voturi pentru. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. Proiectul a fost adoptat. 19. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Ingo Glas. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a fost adoptat. 20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Viorel Ilie. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri. În unanimitate, votul proiectului a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Dumitru Macovei. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă. Abțineri. În unanimitate de votul proiectul a fost adoptat. 22. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Moinești domnului Ion Băsâi. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Domnul Ion se abține de la vot. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Voturi împotrivă, abțineri, proiectul a fost adoptat. Trecem la punctul 23, diverse. La și, scuzați-mă, supun la o continuare la, în discuție ordinea suplimentară. 1. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Moinești, județul Bacău. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 7 voturi pentru. Discuții. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru?
Voturi împotrivă. Abțineri. Deci și această ordine suplimentară a fost adoptată. Trecem la punctul 23, diverse. Avem două puncte. Raport privind activitatea desfășurată de către asistenții personale persoanelor cu handicap din municipiul Moinești în semestrul 1-2018. Și 2. Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Poliției Locale în semestrul 1-2018. Trecem la primul punct. Dacă sunt discuții, ați consultat raportul, dacă sunt discuții. Dacă nu sunt, trecem la punctul următor. Referitor la raport privind activitatea desfășurată de Direcția Poliției Locale. Dacă sunt discuții. Domnul Nemircea, poftiți. Domnule președinte, dați-mi voie ca înainte de a intra pe fondul problemei să fac un preambul la ceea ce vreau să spun. Autoritatea deliberativă este alcătuită de 19 consilieri. 18 dintre noi au în spate un partid. Cu politica, cu ideologia, cu doctrina partidului. Dar 19, cei 19 avem în spatele nostru electoratul care ne-au trimis aici. Am participat la campanie electorală. Știm la un moment dat că un partid intra pe o stradă, altul ieșea de pe o stradă. Un partid era pe un trotuar, celălalt partid era pe celălalt trotuar. Știm toate problemele care le-au ridicat cetățenii acestui municipiu. Ei ne întreabă pe noi. Iar noi venim în fața aparatului de lucru al dumneavoastră, domnule primar, cu problemele respective. Nu spun că nu am avut o colaborare nemaipomenit de bună cu unii dintre dumneavoastră, cu primarul, cu viceprimarul, cu unii dintre aparatul de lucru al primarului. Dar întâmpin, sau eu mă refer numai la mine, poate ceilalți consilieri, întâmpin și unele probleme la nivel de birou. Mă întreb, ar fi o utopie să credem că putem rezolva toate problemele care sunt solicitate de către locuitorii acestui oraș. Dar în mare măsură, dacă eu întâmpin unele probleme la unele birouri, la unele compartimente, mă întreb oare ce se întâmplă cu cel din pe Cogălnicianu, ce se întâmplă cu cel de pe Lucăcioare. Lucrul acesta, nu vreau să intru în amănunt. Să revin un pic la problema, la raportul care l-a prezentat Direcția de Asistență Socială. Este un regulament cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale. De Poliția. Poftim? Poliția Locală. Prima a fost cu asistența socială. Nu, de Poliția Locală. Poliția Locală. Este un raport cadru. Acolo mi se pare că spune, dacă greșesc sau este într-un regulamentul respectiv, că este obligația Direcției Poliției Locale să prezinte un raport. Nu trebuie să solicităm noi, Consiliul Local, prezentarea. Cum Direcția de Asistență Socială prezintă semestrial un raport al asistenților și cu primarul, secretarul, consilierii prezintă un raport și Direcția de Asistență Poliția Locală. Am văzut acolo și desfășoară activitatea în următoarele domenii. Ordinea și liniștea publică, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții, protecția mediului, știu eu, alte domenii stabilite prin hotărârea Consiliului Local. De multe ori am solicitat aici în Consiliul Local ce se întâmplă cu acele persoane care vin și adună acele fonduri. Este o hotărâre a Consiliului Local, care în momentul când el trebuie să treacă prin Consiliul Local, să obțină o autorizație și după aceea să strângă fonduri. Am întâlnit cazuri când știți că am fost și agresat.
blestemat, nu știu ce, cu tare, dacă i-am spus, domnule, ai lucrul ăsta, că sunt foarte insistenți. Am solicitat în Consiliul Local la un moment dat ce se întâmplă, vin persoanele, nu Nimir Ceag, asta, vin persoanele și îmi spune, vreți să vă dau? N-am să vă dau nume, ce este cu acel călugăr care stă zi de zi acolo? Domnule, are o autorizație, ce se întâmplă cu el, nu știu. S-ar putea să greșești sau să greșească persoana respectivă. Da. Am văzut în raportul prezentat, să știți că ați atins toate punctele și pe inspecția medicului, unde am văzut că doamna care răspunde este în concediu de creștere și îngrijire copil, dar o suplinește cineva. Tot timp am spus, când am votat acel regulament de aprobare a autorizațiilor de funcționare, acolo spune undeva, dar mă duc și verific. Și vă spun punctele care sunt. Dacă tot timpul vă spun, mergeți la Poșta Română și vedeți ce este acolo după ce pleacă. Iar noi facem curat. Locatarii îmi spun, domnule, dar dumneavoastră ce este acolo? Dar este de datoria locatarilor de acolo să aduni pemperi, să aduni șervețele nazale. Nu mai spun țigările și care. Este un disconfort de dimineață și până la 12, iar după amiază s-a autorizat un service auto. Acolo nu știu. Și poliția municipiului Moinești, că-l văd pe domnul aici, și dânsul. Este un semn cu interzis riveran. Ați văzut că la un moment dat s-a sunat și la 112, nu noi, cei din poștă de acolo au venit, jandarmi au venit că nu se mai putea. Dar sunt punctele vulnerabile la nivelul orașului care cred că le știți mult mai bine decât noi. La fel și poliția care trebuie să... Păi nu trebuie să vă sunăm noi, vezi, domnule, că nu mai putem intra în bloc. Acum nu mai intră persoanele, dar aduce acea persoană, aduce câte o mașină și dacă îl întrebi, este a lui. Până acum are vreo 7. Și în fiecare zi vine cu o altă mașină, 5, e pe numele ăla. Vine cu asta, da? În sfârșit. Au venit. Ce să vă mai spun, că terorizează locatarii de acolo, încă domnul primar, mai știe că a locuit acolo, cu motocicletele. S-a sunat la 112, au venit, ne-au verificat pe noi, cei care am făcut, a raportat de față cu noi că se adeveresc cele și au plecat. Iar persoanele au rămas tot acolo, în continuare, puruind și făcând zgomotul respectiv. Pe protex, tot timpul am spus, faceți-le scris. Fă-le scris, domnule, acolo. Trece mașina poliției locale, domnule primar, știu, vorbesc la telefon, probabil cu dispeceratul. Am dat eu la dispecerat, acum câțiva ani, tomberoanele toate le-au asta și spuneam, măi omule, dar uite-te pe cameră, camera respectivă, uite pe ecran. Și anunță echipajul, trebuie să anunță oameni. Văd că dimineața tot timpul face o patrulare a tuturor a orașului. Pe bună dreptate se întreba domnul primar unde a dispărut bannerul respectiv. Nimeni nu l-a anunțat. În una din zile de două ori m-am întâlnit cu poliția locală, iar pe dreapta unde e stația de apă era un câine, dar un câine destul de mare. Nu știu, cred că, domnule, hai să dau telefon la ce acolo, du-te, domnule, și ia lucrul ăsta. Nu așteptați numai cetățenii să vină și să vă spun. Când am deschis acest compartiment de camerele astea, țin minte că am participat la deschidere și spuneam, domnule, gata, de acum înainte o să curgă lapte și mere. Cel de acolo o să-l vadă pe ăsta că stă în fața primăriei cu picioarele pe asta și imediat o să trimită.
Și așa instruiam și elevii, așa le spuneam și elevilor de la școală. Atenție că de acum înainte vă vede. Este camera aici și vă vede, da? Au observat și ei că chiar dacă îi vede, nimeni nu ia nicio măsură aici. Dacă răstoarnă containerele pe aici, pe unde sunt... Nu mai spun că se plâng oamenii pe aici, pe la blocuri, de decibele noaptea. Dacă fac lifturi, fac concursuri pe zorilor, stau și mă gândesc, nu știu, momentul, am avut și eu o motocicletă și momentul mi s-a rupt ova. Era domnul Toma la circulație, m-a oprit și a zis să-ți iau certificatul de matriculare, că este zgomot. Și îi explicam, domnule, s-a rupt, mă duc să o sudez. Acum nu mai merg. Știți ce hurui? Sunt tancuri. Tancurile, nu știu, ia toate sitele de acolo, dar nimeni nu vede, nimeni nu aude. Mașini parcate pe trotuar, pe zorilor, trecem și mașina poliției și mașina cealaltă. Este mai ușor să închidem ochii. Și ne spun. Era, și de aia vă spun că la 112 nu se mai sună. Am sunat eu undeva prin județul Vaslui, asistând la o bătaie. Am plecat eu după 20 de minute, n-a venit și poliția, o știam de la Migrești de acolo, că era la 200 de metri. M-au căutat după aia. Au venit aici să dau declarații. Și aceea o închide ochii și pune ălea de cald și asta. Nu mai spun. Dacă merg prin piață, și am discutat, domnule primar, și solicit acum și șefa PSE să prezinte un raport, o informare. Pentru că la un moment, dacă văd că se fumează acolo, dacă văd că sunt acele lăzi aruncate, felul cum vorbesc, noi înțelegem, dar nu-i mai dau, domnule, autorizație. Nu-l mai autorizez la anul, dacă el nu știe cum să se comporte cu un client. Și vă dau exemplu. Dacă îi spun, o întreb ceva și o întreb pentru a mă lămuri și eu, de aia nu vă supărați, nu suntem de decor aici. Nu ne considerați chiar niște persoane care venim aici, ridicăm mâna. Cei care ați fost la inundații, ați văzut câte apostrofări, câte apelative am primit. Nu cred că ați primit dumneavoastră, pentru că dumneavoastră scăpați, domnule, eu sunt executivul. Vedeți consilierii, vedeți primarul și viceprimarul. Dar cei care au fost, și știu, domnul Boieru, uitați-vă, asta era de față. Ce să-i spui omului? Ce să-i spui? Și lucrul ăsta. Și de aceea când vin și vă întreb ceva, îmi închideți asta. Se plâng oamenii pe asta de registru agricol. Am pățit-o eu. Se plâng oamenii de la taxe și impozite. Am observat eu. Și acum mă mai duc în spate și mai plătesc pe acolo. Și tot timpul spun, domnule, dar să leg omul mai și mănâncă, da? Extrageți-l de acolo. Adică să nu stea cel care îi plătește pe acolo și eu să mănânc ciorba. Și ăla stea în fața mea și să-i spun, băi, da, am și eu un sfert de oră de mâncat. Da, este un raport ce am văzut în concluzie că a spus și lucruri bune. Deci, vedeți, eu le-am spus numai pe cele, nu? Credeți că acum înainte sunt și lucruri bune. Am văzut acolo că ați spus la un moment dat că veți remedia cele care și dumneavoastră le știți. Le știți și dumneavoastră sau cei care sunteți în poliția locală. Și lucrul ăsta să credeți că și noi, și de aia am făcut și acel început. Noi suntem și dacă mă întrebați și întrebați cu tare, știu ce, de ce să plânge ăla de pe Lucăcioaia, ăla de pe Cogălnicianu, ăla de pe Crișan. Vă spunem toți oameni. Unii dintre dumneavoastră, din aparatul de lucru al primarului, ați participat acum, după inundațiile respective, acele persoane care ați notat cu ce s-a confruntat omul. Omul este disperat, indiferent că a intrat apa în casă, că i-a luat numai un pic din gard. De aia când mai facem și noi intervenție, noi ne facem cât de omul e acolo. Nu spun, nu, au fost doar primar.
nemaipomenit. Dacă am sunat tractorul, imediat unde era, era pe acolo. Lucrul ăsta vreau. Nu așteptați tot timpul să vă spunem noi. Sau dacă vă spune, nu știu domnule, dar știți care sunt punctele vulnerabile din Moine. Știți unde e? Se plângeau aici lângă sediul poliției locale. Se plângeau locatarii. Nu pot intra în bloc. Liceierii fumează acolo, stau. Nu poți, trebuie să le cer voi și sunt și obraznici. Deci nu poți. Sunt foarte agresivi. Ce credeți? Că dacă noi acolo, n-au pe unde intra, vin la, să ia acea sută de lei, vin cu dita mai mașinile, vin cu asta, dacă ar putea să o bage în poștă acolo. Da. Da, cam atât. Mulțumesc. Domnii consilieri, poftiți altcineva. Poftiți domnul Văsi și domnul... Dar domnul Văsi a predicat mâna primul. În primul rând vreau să mulțumesc părinților consilier și domnul primar pentru votul pe care l-au dat astăzi în Consiliul Local, ceea ce mă privește. Însă vă mărturisesc sincer că gestul acesta m-a cam luat prin surprindere, nu m-am așteptat. Și nu m-am așteptat pentru că niciodată n-am năzuit către așa ceva. Eu am știut că trebuie să-mi fac datoria acolo unde sunt și nimic mai mult. Dar având experiența de la catedră și în special cea artistică, știu că atunci când se pune problema unei distincții sau unui premiu, nu e atât de mare bucuria cât neplăcerea. Și ca să fiu mai exact, de obicei, în astfel de situații se nasc tot felul de adversități, discuții, interpretări și așa mai departe. Așa că acea bucurie măruntă care ți vine este înnecată în mai multe neplăceri. Lăsați-mi le mie. Mulțumesc. Asta în primul rând. În al doilea rând, voiam să-mi exprim cumva satisfacția că am observat acolo pentru strada Lucăcioaia. Parcă spuneați că încearcă să ia măsuri în ceea ce privește alunecarea acea de teren care de foarte mulți ani stă în atenția cetățenilor și a autorității locale. Acolo e o problemă destul de dificilă, dar dacă ar putea fi rezolvat, ar fi un lucru extraordinar. Și tot legat de acel punct, cred că toată albia aceea cursului râului Lucăcioaia ar trebui luat în atenție, că acolo mai sunt niște ruperi de pantă care ar trebui făcute, îndiguiți și așa mai departe. Tocmai aceasta este solicitarea către instituția prefectului și Comitetul Județean de a lua măsuri atât cu stoparea alunecării, cât și reabilitarea și adâncirea, îndiguirea albiei de acolo. Asta va cuprinde proiectul. Dar pentru a ajunge acolo trebuie să întocmim documentațiile necesare și ăsta e un prim pas. Asta pentru că în foarte multe rânduri cetățenii din zonă de acolo m-au tot întrebat care sunt intențiile administrației locale. Eu am încercat să le explic așa cum am început. O mică paranteză, în anii 97-98, când primar era domnul Revec, s-a mai inițiat un proiect către Comitetul Județean. Atunci a avut drept urmare despăgubirea cetățenilor care locuiesc acolo, li s-au dat câte o sumă de bani pentru consolidarea locuințelor, proprietăților lor. Au cheltuit acei bani probabil în interesul acestei cauze, dar la momentul de față a lucrat din nou și sunt probleme. De aia încercăm și nu numai acolo, mai este și zona Oituz, zona fundătorii Oituz, cea de sub strada Oituz, în spate la pompieri, și acolo e o problemă de alunecare de teren. Sunt câteva diguri ale cetățenilor construite de ei cu ceva timp mai de mult în urmă și astăzi au plecat, s-au crăpat, s-au fisurat. Am întocmit deja și acolo un studiu de fezabilitate, un studiu geotehnic de fezabilitate, urmând a solicita finanțare tot prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, pentru că bugetul local nu poate suporta o sumă pentru a reface acele zone. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Barășanu? Da, bună ziua! Două cuvinte aș dori să ating eu astăzi. În primul rând, vă zic la toți
O vară frumoasă în continuare, da? Sunt emoționat pentru domnul Văsii, sincer. Este un om de mare valoare. Știți cu toții lucrul ăsta. În numele meu, dar și al colegilor mei liberali, îl salut și vă spun, domnule profesor, că sunteți un om alăturat nouă tuturor moineștenilor. Meritați mult mai înainte, dar niciodată nu este târziu. Toate cele 5 puncte le-am votat, toți cei 5 care au fost desemnați cetățeni de onoare, sigur, merită că în întâmplător au fost studiați și realizate către conducerea primăriei și nu numai. E un lucru extraordinar. În ceea ce privește problema domnului Lungu, domnul consilier, poliției locale, vă rog. Eu nu vă dau un răspuns, dar știu că domnul Lungu este un, este un profesionist și un om care nu-i scapă nimic, analizează totul, are experiența asta de 10 de ani și sunt convins că unde mai sunt mici sincopii, le rezolvă de azi de mâine. Blocul ăla este un bloc cu, ar trebui să pună o mulină roșie. Știu că acolo a mai fost o problemă cu domnul primar, care mi se, cu ani în urmă, ar trebui să vă mutați domnul profesor de acolo cât mai repede, să nu mă țin mai rău. Dar acolo sunt convins că domnul primar împreună cu aparatul din aparatul va lua o măsură, într-adevăr, cu cei de la actuare care primesc la poștă, este așa. Deci acolo să toți știm și este rușinos, se împatenează pentru noi. Dar cum atâtea lucruri bune s-au rezolvat, sunt convins că se rezolvă și acest aspect. Eu vă spun în continuare să aveți zile senine, zile frumoase și să ne vedem cât mai mulțumesc. Nu un pic, dacă mai sunt consilieri. Poftiți, domnule Ilie. Eu nu am venit în ședințe de Consiliu cu problemele despre poliția locală, datorită faptului de câte ori vin la ședința de Consiliu, prima dată intru la domnul comandant al poliției locale, discutăm, ne punem de acord și vă sunt foarte mulțumit de faptul că tot ceea ce am auzit de la cetățeni ne-a pus în practică. De aceea nu prea am intervenit în privința asta. Eu am participat la toate, aproape la toate demonstrațiile, la toate care au fost, care s-au organizat, așa să le spun mai activ. Și vreau să spun că felicit pe cei de la poliția locală de modul cum și-a făcut datoria. Nu au fost incidente, nu au fost probleme, ceea ce înseamnă că au știut să, nu numai să acționeze la cei de la București, dar au făcut o muncă preventivă. Și le mulțumesc pentru asta. Problema, aș vrea să vă spun, am aici o propunere, că tot domnul Ilie este cetățean a orașului de onoare și ministru. Eu văd o problemă la nivel național. La nivel de național, Ministerul Afacerilor de Interne se tot plânge că nu are personal cu care să intervină. La noi, la pompieri, vreau să zic din domeniul meu, protecția civilă era separată de pompieri, de pompieri noi. S-au unit aceste două compartimente, s-a făcut acest inspectorat de urgență, se acționează într-o comandă unică. Cerem la poliția locală, într-adevăr le cerem ca să acționeze exact ca cei de la Poliția Națională, dar în schimb drepturile lor sunt la jumătate. Vreau să spun, pensii, ieșirea la pensii, ordinele care îi se oferă. Ar trebui să fie o poliție națională, iar poliția locală, eu așa o văd la nivel național, să treacă, domnule, la poliția națională, să avem o singură poliție, o comandă unică, acești oameni care își riscă și ei viața să beneficiază de aceleși drepturi ca poliția militară. Așa văd eu lucrurile. Și atunci, în România, ar fi, într-adevăr, ordine, disciplină, eu știu ce înseamnă comandă unică. Deci am mai văzut și noi, care, poliție locală, care au făcut interesele unor politicieni, ne-au mai păzit bovnicele, ne-au mai făcut nu știu ce, ceea ce nu e bine. Dacă ar fi poliție la nivel național, ar fi foarte bine. Asta este propunerea pentru domnul Ilie, să o discutăm în guvern și să spun că a plecat ideea asta de la Moinești. Cam atâta. Eu le mulțumesc de modul cum a acționat și cam așa văd eu lucrurile ca, zic eu, politicianul ăsta independent. Domnul din consilier, mai dorește domnul Ienea. Mai am o problemă, tot legat de cum ai spus. Am văzut că a început să colectez selectiv, ceea ce e foarte bine. Pe tema asta, o avem notat. Ceea ce e foarte bine. Dar, în schimb, nu au oameni, deci cel puțin la zona de casă, mă refer, Lunca, Găzărie, nu au unde să-și ducă plasticul, unde, deci când iei
foarte bine faptul că se uită cât de cât și nu, nu ascultă. Le-au lăsat la poartă pe lung, că i-am oprit săptămâna asta da, da, cu viceprimar. Și în urma discuțiilor cu cei de la Rompres să vină în completare pe acest subiect, au stabilit de comun acord cu dumneavoastră ca muncitorii de pe mașină, atunci când constată că în pubelă sunt bidoane, cartoane mari care trebuie spuse la acele puncte de colectare a deșeurilor reciclabile, să îi le lese la poartă, să nu îi ridice pubela. Astfel au și făcut. Iar sunt sigur că cetățenii care au găsit după trecerea mașinii de la Romprest, au găsit la poartă bidoanele sau în pubela care i-a lăsat o goală, bidoane, cartoane și i-a luat doar menajerul, sau sesizat și ei ce se întâmplă, de ce nu le-a luat. Pentru că pe fiecare stradă, la momentul de față, este amplasat în locațiile vechi, dacă le știți, unde n-au mai fost pubele într-o perioadă, pubele pentru deșeuri reciclabile. Deci, proiectul pe care noi l-am aprobat cu toți în Consiliul Local și în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, pentru ca să se desfășoare colectarea selectivă, pubele sunt doar în platformele publice. Cetățenii de la locuințe individuale nu au o pubelă și nu li se ridică gunoiul individual, mă refer la gunoiul reciclabil, ci doar cel menajer. Pentru cel reciclabil, la capătul străzii sau într-un loc de pe strada dumnealui, există. Dacă faceți referire la cartierul Lunca, peste drum de profesorul Lovin, acea pubelă este dotată cu... Aia de mai radial era pe stradă, la momentul când aș pune din nou acolo, știți ce cărau acolo. Da, dar atunci nu mai ajungem nicăieri, dacă ăsta e fapt. Că știți ce fac, vă spun eu, că tot aia e. Nu cred că este normal să umplem orașul cu platforme pentru colectare. Sunt pe fiecare stradă, la, e distanță pe strada Lunca, la deal și la vale, de 100 de metri. Și la Găzărie unde este? La Găzărie este la școala, școala din Găzărie Tristan Țara. Așa, este la Anele. Unde? Și o să vină la de la modul de... Dacă vrea să contribuie la curățenia orașului și vrea să facem o selectare colectivă, este proiectul pe care noi, Consiliul Local, l-am aprobat și nu pot să mă abat cu nimic. Am făcut adresa... Am făcut foarte bun și voi, ia să ne închizi. O să dureze un pic cu omul să învață. Deci nu vă așteptați că mâine o să fie toți foarte conștiincioși. Dacă îmi permiteți, am trimis fiecare, câte un client. Mai nou acum, contractul și-au luat și alea. Mult mai eficiente ar fi fost, sunt și eu de acord. Astea au fost achiziționate de Consiliul Județean, astea le-am pus. Alea arătau, erau mai semnificative pentru a atrage atenția în colectarea selectivă. Sper să înțeleagă lumea și aici. S-au dat câteva amenzi, se vor da în continuare pentru că am trecut de etapa avertismentelor, am trecut. Cetățenii, în continuare, ne sfidează la capitolul colectare selectivă, ne sfidează la depunerea deșeurilor în jurul pubelelor. Deci, vine cu roaba, cu cea măturat în curte, cu cea rămas de la așternutul animalelor, cu tot crengile, cu cele care rezultă de la vie, de la porc, tot în jurul pubelilor. De-aia, poliția locală are o activitate intensă pe acest domeniu acum și dacă uneori nu-i vedeți sau îi vedeți staționând în preajma unor pubele, s-a atras atenția și mie și mi-a adus la cunoștință domnul director de la poliția locală că a văzut mașina poliției stând după copaci de la parchetul vechi. Da, stăteau și pândeau pubela din dispoziția mea. Pândeau pubela de la gaze, care atunci când nu au mai fost pubele, nu mai depunea nimeni acolo deșeu menajer. Cum am alocat acele pubele acolo, cum deșeul menajer a fost, mult mai mult decât deșeul reciclabil. La pubela de pe Micleasca, de pe oricare, înainte de bat pe dreapta, au stat dimineața la 5:30 cu mașina personală îmbrăcați civil și au pândit acolo până au identificat câțiva care vineau cu sacul și aruncau din mașină, nici măcar nu coborau. În majoritate erau din Comuna Podului, nu erau din Moinești cei care aruncau acolo. Nu vă spun același lucru se întâmplă la intrarea dinspre Zeme sau la ieșirea la barieră, unde n-au fost pubele, am pus pubele, sacul, grupul, WC-ul, oglinda a ajuns acolo. Este program pentru acestea și îl fac public acum încă o dată pe lângă acele pliante, că în fiecare sâmbătă în 8 locații se ridică mobilier, materiale care nu mai folosesc în gospodărie. Începe de la Văsâieș cu ora 8 în fața școlii. Se desfășoară, nu știu programul exact, dar vi-l pot da cei de la Utilități Publice și Poliția Locală, în zona aia la Gaze, în zona Găzărie, în zona Lucăcești, la pod, la Boieru sau în partea cealaltă, sâmbăta vine container special pentru ridicat mobilier, v-am zis, și alte lucruri care nu mai sunt utile. Fără a plăti nimic cetățeanul, ci doar taxa aia de 9,97 lei.
Asta nu vă așteptați că de mâine să supun. Nu, exact cum spunea și domnul consilier. Înceapă, nu se poate face o dată. Dar încetul, încetul și... Să spuneți că ajunge pe acolo. Dar vă spun că mai nu ajunge. Și vă demonstrez cu documentul care l-am trimis. Deci nu are cum să-ți vină ăla de la mama naibii din partea cealaltă să-ți vină... Eu vă demonstrez cu documentul că n-am stat indiferent la lucrul ăsta și este de lunea trecută și solicit în continuare convocarea adunării generale și în documentul pe care l-am trimis scrie clar solicit întâlnire între operator, ADIS și toate localitățile urbane. Scrie pe adresă, o puteți verifica acum după ședință să vedeți că nu este doar o formă de a vă convinge. Mai mult intervenția... Exact cei de la Zeme și acolo. Da, și au întrebat majoritatea de pe partea altă de drumuri, ce fac? Le dau un apel că nu ridicau din și cauza că nu era noi selectiv. Asta era adevărat. Dar au zis că n-am unde să pune. Eu să repet încă o dată. Îmi spuneți același lucru a 4-a, 5-a ordine. Am făcut demersuri. Aștept. Și eu și dumneavoastră. Da. Altcineva din consiliu, dacă mai este? Dacă nu, din invitați. Poftim. Domnul Bejan. Domnilor consilieri, stimate auzitori, sunt de acord cu ce... Un pic de trans. Da, vă rog. Domnul consilier, un pic, da? A, vă rog. Dacă dorești, eu rog. Nu, sunt de acord cu ce a afirmat domnul profesor consilier, dar vă rog să observați că la nivelul primăriei Mănești aveți un birou de consilieri juridici, aveți un birou de inspecție comercială. Vis-a-vis de acel garaj în blocul de locuiți dumneavoastră, întrebați inspecția comercială, știe, a fost pe acolo, ce măsuri a luat, are actele normative la dispoziție, sancțiuni, închidere, etc., etc., etc. Doi. Trebuie să intervin chiar acum. Deci activitatea aia nu este autorizată. Păi tocmai. Atunci, pentru a verifica, pentru a verifica dacă acolo se face evaziune și altceva, exact, nu e competența inspecției comerciale, e competența fiscului. Da, am făcut adresă la ANAF de câteva ori să verifice câteva locații și au spus că sunt de competența celor de la Suceava Regional, nu știu ce. Să vă comunic cu copiii după adresă. Le așteptăm să vină. Doi. Vis-a-vis de personalul acesta care comercializează pe raza orașului Moinești sau municipiu, acele obiecte de cult, îmbrăcați sau neîmbrăcați în sutane sau, mă rog, în haine religioase. Aveți același compartiment juridic. Să vă comunice este act normativ clar, care precizează concret că asemenea persoane pot desfășura activități de comercializare cu aprobarea șefului Bisericii Ortodoxe Zonal. Are, au, știe, a făcut, v-a comunicat. Și acest act normativ are vechime de peste 10 ani. Să-l caute. Pentru asta sunt gătiți. Vă pun pe zic dumneavoastră într-o situație destul de delicată. 3. Obiectivele poliției locale sunt diverse și multiple. Dar, în același timp, de câțiva ani buni, eu nu prea am mai văzut la pas poliția locală prin municipiul Moinești. Și are destule de făcut. Mașina, stânga, dreapta, merg, vin, se duc, se întorc și cu asta basta. Aveți comisie de disciplină împotriva celor care nu se achită de obligații. Aveți dreptul să sesizați. Ați făcut-o, știți cine este în comisia de disciplină a poate primăria municipiului Moinești? Pentru că dacă nu-și fac treaba, liber, următorii. Asta e viața. Vis-a-vis de problematica ridicată de domnul primar și de dumneavoastră, împotriva celor care aruncă gunoaie și pe stânga și pe dreapta și din mașină și din mers și de sus și de jos, de unde vreți dumneavoastră. Oror, domnul director, să vă dea o situație nominală cu cei sancționați contravențional. Repet ideea transmisă anterior. Stupidul se educă cu măsuri dure și foarte dure. Plus că îl obligi fie să-ți plătească curățenia făcută la locul faptei, fie să dă jos și își care gunoaie. Dacă tot vrem să fim celor din Europa de Vest, așa se procedează acolo. Dacă nu vrei, plătești. Dacă nu, te dai jos și îți iei gunoiul și o duci la locul potrivit. Unul din cei sancționați acum câteva zile este ofițer superior din Moinești, cu de colonel. Și de ce nu i-a luat banii? Ba da. Este amendat în România, da? Unul din ei este ofițer superior care... Luați-i banii. Ei s-au luat. Ei s-au luat. Vă bucur și eu urez succes în continuare să contribuie la bugetul primăriei locale. Că aveți nevoie. Ca să vedeți cum se selectează. Cine greșește și plătește. Just. Vis-a-vis de selectarea sau depunerea selectivă a deșeurilor. Sunt de acord.
Dar dacă tot e să ne raportăm și noi luăm din vest, mai ce ne place și ne convine, în vest, sticla se depune separat, cartoanele separat, metalele separat, eu știu celelalte deșeuri separat, dar oamenii primesc o contravaloare scăzută din contribuția lunară la impozitul sau taxele plătite la gunoi. E vreo firmă în România care procedează așa? Că normal, el dacă îmi comercializează deșeurile mele, obține niște venituri în plus, în afară de banii pe care eu îi dau sau noi toți îi dăm. Și acest aspect ar trebui avut în vedere de dumneavoastră toți care mergeți la negociere, fie la nivelul Consiliului Județean, fie la nivelul de țară, funcție de pârghiile pe care le aveți la dispoziție. Și dacă vreți, pot veni ca persoană particulară să vă susțin, nominal, nu se pune probleme. Inclusiv voi căuta și acte normative pe care... A, și cu o chestiune. Rugămintea este, când vom beneficia de abonament la monitor oficial la Biblioteca orașului Moinești? Pentru că anul trecut nu este, anul ăsta nu este. Eu, ca cetățean, mă interesează monitor oficial și am să vă spun de ce. Am asistat la scene incredibile, atât la Înalta Curte de Justiție la București, cât și la Moinești sau la Bacău sau în alte zone ale țării. Colegi de-ai mei sau, mă rog, părți în proces, au depus copii după monitoarele oficiale, după actele normative respective, scoase pe internet. Am asistat la jigniri ieșite din comun. Judecătorul sau judecătoarea au luat hârtiile respective și le-au aruncat în față. E obligat să-și ia de jos. Eu, dacă mă prezint la instanță și un președinte de compet de judecată se respectă, îmi cere copie după monitor oficial. După ce mi-apare mie pe internet. A se vedea mizeriile care apar pe internet. De-aia insist, începând cu data de 1 ianuarie 2019, să regăsesc la Moinești monitorul oficial partea 1 cu toate actele normative la zi. Pentru că anterior, dacă e să vă uitați acolo, aceste monitoare oficiale care au fost primite au venit la primăria Moinești, iar de aici acolo, de aici, la bibliotecă, au plecat numai monitoare oficiale care nu prea au prezentat interes la primăria Moinești. Și o să vedeți câte sunt lipsi acolo. Din numericul ăla la 365 de zile sau 366, cât a avut an. Adică de la 1 la, eu știu, 2000, 3000, cât au monitoare oficiale numărul respectiv, să-l găsesc acolo. Și o să-mi folosească și mie, și la ceilalți cetățeni, și dumneavoastră. Plus că am garanția, în momentul când am citit monitor oficial, am garanția in integrum asupra actului juridic. Pe internet, Dumnezeu cu mila. Dacă mi-a schimbat o virgulă sau nouă, asta e. Cei care sunt de meserie înțeleg ce spun. Au schimbat un semn de punctuație sau nu l-au pus, a se vedea manualele actuale pentru clasa 6, de geografie și nu numai. Vă dați seama ce intelectuale aveam în România, în învățământ. Atât și încă două chestiuni. Pentru toți cei care, eu știu, sub o formă sau altă, le trezesc suspiciune, vă asigur și vă dau cuvântul meu că nu mă interesează alegerile din 2019 și 2020 pentru propria persoană. Să fiți siguri de treaba asta. Și doi, vis-a-vis de taxele și impozitele stabilite de dumneavoastră pentru 2019, din punctul meu de vedere, au fost legale, au în vedere indicele de inflație și majorările salariale pe care ai dumneavoastră salariați, fiind întrebați de electorat, să le transmită. Că folclorul este foarte bogat vis-a-vis de. Și ca atare, să folosesc un termen legal, electoratul nostru ar trebui să fie educat. Că să ne ierte Dumnezeu. Unii, mare majoritate, nu mai știu nici câte litere are alfabetul din România. Dar apoi să mai înțeleagă acte normative, buget, noțiunea de buget, finanțare, etc. sau surse, etc. Domnilor, o vară frumoasă. Și doamnelor, mulțumesc. Are cuvântul domnul primar. Da, o să intervin și la diverse. În primul rând, vă pot spune că punctul diverse azi a fost un pic mai bogat și nu degeaba. Chiar sunt și realități, mulțumesc celor care le-au ridicat. Nu sunt străini colegii mei de aceste realități, le spun mereu la rapoartele de lucru pe care le am cu dumnealor și știu ce pățesc cu mine atunci când eu constat în teren lucruri de acest gen. Privitor la activitatea poliției locale, vă spun că există poliție locală. Există pentru că îi vedeți și la acele evenimente când sunt prezenți dimineața până seara și chiar peste 8 ore, îi vedeți la toate lucrările pe care le executăm pe domeniul public, asigurând
siguranța acolo, atât din punct de vedere al circulației rutiere, cât și pentru alte probleme ce se pot ivi acolo, îi vedeți și la plantări, îi vedeți și la zile dedicate mediului pe curățenie, la celelalte activități efectuate de instituțiile de învățământ sau alte instituții publice. Dar nici pe mine nu mă satisface activitatea dumnealor și nici, pot spune, în mare măsură și a Poliției Naționale. De multe ori văd și Poliția Locală și Poliția Națională, dar la cea locală intervin. La cea națională vă rog să le mai aduceți la cunoștință, domnule Maior, da? Greșesc? Comisar, nu? Aici, prezent ca și delegat al Poliției Române, să aibă și atitudine atunci când văd cetățenii că depozitează gunoi în alte locuri decât cele permise, că depozitează gunoiul reciclabil în bubelele pentru gunoi menajer, că pe strada Vasile Alexandrii sau Schiele există o căruță și o depășește, mă vede și pe mine, dar nu e atitudine, că în fața școlii 2 fumează la ora 8:10 dimineața când copiii traversează strada și e normal să aibă o atitudine decentă de polițiști și nu de a sta în așteptare să se facă ora 8 să plece de acolo și multe altele. Îi rog să nu caute numai circulația și numai alte evenimente care le știm cu toții. Îi rog să ia atitudine, spune siguranța cetățeanului, pază și ordine pe ai dumneavoastră, dar nu mai puțin de atât și pe cei de la Poliția Locală, dar aici am eu pârghiile ca cei care greșesc să plătească. Azi dimineața am primit propunerea directorului Poliției Locale de a sancționa doi polițiști pentru că aseară nu și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu. Cu siguranță astăzi va apărea dispoziția la semnat și cei doi vor fi sancționați. La fel o face cu toți atunci când vor greși. Și vă spun dumneavoastră să apelați la serviciul, la telefonul care se află la dispecerat 24 din 24, să-l sunați pe domnul Lungu, așa cum numărul meu de telefon este disponibil 24 de ore, și a dumnealui și a domnului Ifrim, care sunt șefii Poliției Locale Moinești, să intervină. Atunci când nu intervine, vă rog să mă apelați pe mine, să mă contactați a doua zi, dacă nu este posibil, nu sunt prezent, și vă asigur de tot sprijinul meu să luăm măsurile ce se cuvin, atât ca evenimentul produs să nu mai aibă loc, cât și cu cel care nu și-a făcut datoria. Privitor la celelalte compartimente, probabil, mai sunt dintre noi colegi care încă nu înțeleg ce trebuie să facă un funcționar public în cele 8 ore de serviciu. Mă străduiesc, nu pot fi în același timp peste tot. Colegii mei care sunt prezența și conducerea primăriei, cred că vor lua atitudine după discuția de astăzi de la diverse, ca în ședințele viitoare să fie rapoarte de la toate compartimentele și serviciile, direcțiile din primărie, dar și să ia măsuri cu cei din subordine care nu-și fac datoria. Aș vrea să mai aduc în discuție, pentru că am trecut de acest punct, privitor la deșeuri, v-am spus, am făcut adresă, ne străduim, e un început. Am avut acest lucru în urmă cu 4-5 ani, când aveam serviciu în subordinea noastră, nu se ridica pubela de la curtea, din fața curții nimănui, dacă în pubelă se afla gunoi reciclabil. Am rugat Rompresul să facă același lucru, văd că încep să facă același lucru, dar trebuie să avem voință și noi, cei cetățenii municipiului Moinești, dar nu putem face doar noi, cei din conducerea primăriei prezenți aici, ci și dumneavoastră, toți cei care mergeți în spațiu public, mergeți la instituțiile pe care le conduceți, puteți să dezbateți această problemă, că există interes să avem un oraș curat și mă străduiesc eu ca primar și colegii mei din executiv să realizăm acest lucru. Știți cu toții că la sfârșitul lunii iunie, pe 29-30, în municipiul Moinești au fost inundații cum n-au mai fost din 1992. Am fost prezent permanent, întorcându-mă din concediu, eram pe aeroport la ora 2 noaptea, când am primit de la ISU telefon. V-am spus și atunci, m-am întors și am stat în mijlocul oamenilor și am făcut demersuri pentru ca cetățenii afectați să primească despăgubiri, pentru ca noi să refacem străzile, podețele, albiile și tot ceea ce a distrus inundațiile de atunci. Sigur, cum zicea și domnul consilier Nimirceac, nu se pot face toate peste noapte, nu se pot face toate să arate așa cum ne-am dorit. Nu e o problemă a Moineșului, e o problemă a României, a întregii țări. Am făcut demersul și iată, astăzi am văzut oameni plecând fericiți în această sală. 38 de persoane afectate de inundații. Deci 38 al cărei locuință a fost afectată, și nu gard, și nu grădină, au primit despăgubiri două familii în valoare de 10.000 de lei și 36 de familii în valoare de 5.000 de lei fiecare. Au plecat cu sâmbetul pe buze, vă spuneam că nu se așteptau la acest lucru, dar ca urmare a demersurilor făcute către instituția prefectului și Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, s-au constituit comisii
la nivelul județului, au venit la municipiul Moinești, au mers din poartă în poartă. Colegii mei, vă pot spune că am plecat împreună la 1 noaptea, pentru că doamna premier pe stadion la Târgovna, unde a aterizat pe elicopterul, ne-a spus: domnilor primari, trimiteți situații, veți primi. Nu, cine nu trimite, nu va primi. Am făcut acele situații, desigur că numărul solicitărilor era mai mare, dar era pe gard, pe produse agricole, pe teren sau magazie, beci. Nu, s-au dat doar acolo unde au fost afectate locuințele. Au primit cei 38 câte 36 câte 5.000 de lei. Cred că își vor reface locuința și ceea ce li s-a stricat atunci. Am solicitat ca într-un termen de luni de zile, nu imediat, să depună la Direcția de Asistență Socială facturi, documente prin care au achiziționat materiale sau au plătit lucrări, pentru că consider eu că trebuie și verificată această cheltuire a banilor, că li s-a atribuit banii pentru refacerea pagubilor pe care le-au suferit. De asemenea, am făcut demersuri tot prin instituția prefectului, la Ministerul Apelor și Pădurilor, pentru a îndigui și adânci pârâul din Hangan. Pentru toate. Dar cea mai afectată stradă a fost strada 22 decembrie, 1 mai și 13 septembrie, Martirii. Am făcut demersuri și în urma unei evaluări a unei comisii numite tot prin ordinul prefectului, s-au deplasat cei de la Apele Române și au întocmit o documentație pe situații de urgență. Valoarea acelui deviz este de 16 milioane de lei, adică 160 de miliarde vechi, de la podul, intervenție de la podul care e la ieșirea din Moinești, de la capătul străzii Alexandru Ioan Cuza, până la intersecția celor două raie, Urminiș, care vine din Moinești și din Hangan, la intrarea pe strada Bradului. E o lucrare care stă pe masa Guvernului de 2 săptămâni, pentru că nu au avut loc ședințe de Guvern pentru aprobarea proiectelor de hotărâre propuse. Astăzi este o ședință de Guvern, nu făcea parte în ordine de zi, pentru că nu este avizat bugetul de către președinte și mai sunt discuții. Ieri am plecat dimineața la București, aseară m-am întors, am discutat această problemă și aștept ca acel proiect să fie aprobat. 16 milioane de lei e o valoare care trebuie cheltuită până la sfârșitul anului, spun dumnealor, pentru că este pe situație de urgență. În caz contrar, nu va fi reportată, ci se va întocmi o nouă documentație. Toată lucrarea va fi contractată de Apele Române Bacău. Tot legat de inundații, am făcut demersuri și pentru celelalte pagube produse pe domeniul public. Drumuri, poduri, podețe, încă este în discuție bani pentru alocarea banilor pentru refacerea drumurilor. În acea dimineață de sâmbătă aveam la lucru la ora 8, 8 excavatoare, o volă, 4 bascule și întreg personalul primăriei și voluntari, consilier local, menționez aici pe domnul Nemirceag și nu știu dacă a mai fost atunci, parcă domnul Pascalin ne-a întâlnit la Văsiești, domnul Purcaru, le mulțumesc că au fost atunci alături de Vaștești și pe dumneavoastră în astfel de situații, dar nu mai doresc astfel de situații. Am făcut demersuri pentru câteva poduri și podețe. Am și primit, am rectificat bugetul data trecută, acum sunt în realizarea devizelor de lucrări, pentru că sunt pe reparații și nu necesită autorizații de construcție, pentru 10 astfel de poduri, podețe și punți. Sunt eu unul pe strada Alexandru Ioan Cuza cu valoare 200.000 de lei, celelalte sunt mai mici. Într-o săptămână, două, sper să dau drum acelor lucrări de reparații și să cheltuim banii pe care ne-a alocat Guvernul. Asta a fost legat de inundații. Ca să încep și cu ceva evenimente care vor avea loc la începutul lunii septembrie, pentru care ne pregătim de ceva zile. Cred că ați primit cei care reprezentați instituții publice această invitație cu manifestările culturale zilele municipiului Moinești. Am aici și pentru domnii consilieri să vă adresez această invitație, să fiți cu toții prezenți la evenimente. V-am solicitat aceasta în fiecare an, vă solicit în mod insistent anul acesta să fiți parte cu noi la aceste evenimente. Sunteți parte și din punct de vedere financiar și din punct de vedere electoral, așa cum spuneam, și consider că e de bun augur să fiți prezenți, mai ales că sărbătorim centenarul în acest an și am considerat că este necesar. Este de bun augur ca noi, municipiul Moinești, să lăsăm ceva urmașilor noștri, așa cum și ei ne-au lăsat, un monument în Parcul Central, monument ce va fi inaugurat pe data de 8 septembrie la ora 16:30, cu participarea multor oficialități, cu ceremoniar militar, cu garnizoana Bacău, fanfara din Bacău. Eu zic că va fi un eveniment deosebit pentru municipiul nostru, un eveniment care va fi difuzat pe posturi naționale și un eveniment care va fi inclus în competiția pentru un premiu la gala Asociației Municipiilor.
Sunt sigur că vom lua și un premiu acolo, pentru că este unicat. Pot să spun că am drept de autor la acest monument. Implicarea unui artist plastic de la Uniunea Artiștilor Plastici, cel care a realizat acele chipuri de pe harta României Mari. Și zic că este bine să fim cu toții, dumneavoastră, conducătorii instituțiilor publice și toți cetățenii municipiului Măinești. Vă asigur de prezența colegilor mei din Primăria Executivului, pentru că pentru zilele de 16-17 august, când nu s-au lucrat, prin notă internă am dispus ca acele zile să fie lucrătoare și nu recuperarea lor. Și vor fi prezenți toți salariații primăriei la aceste. Tot legat de aceste manifestări, pe data de 7 septembrie, are loc procesiunea cu icoana Maicii Domnului, Făcătoare de Minuni de la Nicula. O vedeți cu toții, unii ați văzut-o, poate, personal, alții nu ați avut încă ocazia, veți avea aici ocazia. Vă rog să duceți mesajul meu mai departe către cetățenii municipiului Măinești, să participe la acea procesiune care începe la avion. Toată lumea se va aduna acolo. La ora 17 cum va ajunge icoana acolo, împreună cu 100 de preoți din protopopiatul Măinești, arhiepiscopul Romanul și Bacăului, înaltul preasfințitul Ioachim, și cine mai dorește, am invitat și de la alte mănăstiri, am fost eu personal la o mănăstire la Zosin, la Butoșan. Vă zic să o vizitați, că e ceva deosebit. Starețul mănăstirii de acolo mi-a promis că va veni și el, însoțit de o persoană care este din municipiul Măinești. Este diacon la acea mănăstire, Efrem îl cheamă, dar de acasă îl chema Docan, domnul profesor îl știe, este de la școala Văsăiești, astăzi este diacon, este doctorand în teologie și propus să fie în administrativ în Episcopia de Sud a Republicii Moldova. L-am invitat și pe dumnealui de a participa la acest eveniment și cred că este o onoare atât pentru el, familia lui, cât și pentru municipiul Măinești. Celelalte evenimente, toată lumea merge cu gândul că acest eveniment se desfășoară la stadion, la acea serbare câmpenească, mici, bere, tarabe și așa mai departe. Nu. Toate acțiunile astea care vi le-am spus până acum, două, plus celelalte, a început de ieri tabăra de vară, tabăra de sculptură și pictură, lucrări care vor rămâne în municipiul Măinești. Chiar acum domnul Costea a plecat undeva la intrarea în zeme și aduce un bolovan așa de un metru cub, care va fi cioplit de un artist plastic, care va fi montat după aia într-unul din parcuri. Lucrările de pictură vor fi inaugurate pentru un vernisaj la sala multimedia de la club pe data de 9 septembrie la ora 13, lucrări care rămân municipiului Măinești. De asemenea, dintre evenimente sunt cele sportive, de tenis de masă, șah și nu în ultimul rând, Festivalul Măineșteanca, care începe vineri, și de asemenea vă invit să fim cu toții la acea paradă care se desfășoară pe centrul municipiului Măinești, începând cu ora 12:30 pe data de 8 septembrie, care va pleca de la gară până în față la CEC, după care concurenții se vor deplasa pe stadion, unde își vor susține programul artistic și seara, la începând cu ora 18:30, va avea loc decernarea premiilor pentru Festivalul Măineșteanca, urmate de un recital susținut de Marcel Pavel, Monica Angel și Alice Făiniță, soprana care ați mai văzut-o la evenimentele noastre, soprana care este studentă la conservator și ne reprezintă municipiul Măinești și prezentă la toate activitățile la care eu am invitat-o și cred că acum, fiind într-o asociere cu Marcel Pavel și Monica Angel pe alte scene la nivel național, o să fie și la municipiul Măinești. De asemenea, alături de ei mai sunt câțiva artiști, vineri seara Udi, sâmbătă seara, duminică seara Selfie, Ami și, nu știu așa, Merla Prutului și Mocăncuța din Republica Moldova. Este un cadou făcut de președintele raionului Cantemir. Dumnealui se ocupă, i-a convocat din raionul Cantemir, i-a duce la Măinești, îi cazăm la liceu, vor evolua pe scena de la stadion, sâmbătă seara, începând cu orele 18:30 până la 20. De asemenea, vom încheia zilele tot pe stadion cu un recital la formației Holograf. Vă invit pe toți, cred că sunt evenimente, așa cum am dus-o greu la inundații, hai să o ducem și bine în partea cealaltă, să compensăm un pic. Nu sunt bani în majoritate de la bugetul local. O mică sumă, să spun, din bugetul local, restul sunt închirierea,
închirierea terenului de la stadion pentru acele tarabe, corturi, dozatoare, închirierea stadionului 2, parcului de distracții, închirierea celorlalte spații de acolo. De asemenea, din bugetul local știți cu toții că vom premia și cei care au împlinit 50-60 de ani de căsătorie. Această festivitate va avea loc vineri pe 7 la Clubul Lira. Vă invit și la aceasta, pentru că sunt părinții noștri, vecinii, cunoscuții și trebuie să-i apreciem și pe ei pentru ceea ce au realizat în viață perioada de 50 de ani împreună. Așadar, pentru zilele Moineștiului, cam acesta ar fi programul și cred că ne vom vedea cu toții să vă alocați din timpul dumneavoastră să fiți prezenți. De asemenea, la o săptămână distanță, pe data de 15 septembrie, va mai avea loc un eveniment, două evenimente în municipiul Moinești. Unul este mountain bike, cu tradiția anuală se păstrează. E vorba de acel concurs de biciclete care pornește din fața cecului. Va fi amenajat standul de pornire acolo. Sunt cele trei trasee în parteneriat cu Petrom OMV, urmate seara de un concert pe scena, premierea, bineînțeles, a concurenților, după care un concert susținut de două formații de rock, una din România, una din Anglia, susținute de Petrom OMV, ca și, mă refer la susținerea financiară a acelui spectacol. Dar în aceea zi, începând cu ora 8:30, la biserica din curtea unității de pompieri, se desfășoară o slujbă de sfințire în prezența înalt preasfinției sale Ioachim, a oficialităților, a comandantului inspectoratului județean, a prefectului și, de ce nu, are invitație, să vă aduc la cunoștință, care are invitație chiar ministrul de interne și secretarul de stat, Arafat. Dumnealor au spus că încearcă să fie, să fie prezenți la această, la această sărbătoare a bisericii de la pompieri. Va avea loc sfințirea bisericii, resfințirea bisericii și sfințirea noului altar de vară construit acolo prin contribuția părintelui, a enoriașilor și a primăriei chiar. Tot acest eveniment se va finaliza printr-un ceremonial militar susținut de Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgențe, prin sprijinul domnului inspector Mihalache, colonel Mihalache, căruia i-am propus și dumnealui apliat imediat pentru a sărbători în acest an ziua pompierilor la Moinești. Știți cu toții că pe 13 septembrie se sărbătorește ziua pompierilor. Dumnealui a fost foarte onorat de invitație, imediat a apliat pe acesta, a cerut aprobările necesare și la Moinești vor fi 10 plutoane de militari plus toată infrastructura pe care o are în dotare la nivel de județ. Vor rămâne doar câte două autospeciale la unitățile din Onești, Târgovna, Comănești. Restul vor fi la Moinești și cu fanfara militară de la Bacău, într-un ceremonial militar, vor defila prin fața unității de pompieri. Tronsonul de drum de la sensul geratorului de la strada George Ionescu până la Lidl va fi închis în acea zi, 15 septembrie. 15 septembrie. Pe 13 este ziua pompierilor, dar cu ocazia sfințirii bisericii la pompieri se va încheia și acest, se va încheia cu acest ceremonial militar și cu defilare. Cu defilare. Că vom depune și câteva coroane de flori pentru militari care au murit la incendiul acel. Domnul consilier Ilie este parte în acest eveniment, da, pentru că face parte din... Trebuie, au fost cei care au murit de la Buzău, care și punem câteva coroane, dar nu într-o festivitate, care vine, pune o coroană și se retrage. Ce da. Vă spuneam un alt punct de faptul că depunem mâine pe axa 13 câteva proiecte, 4 proiecte. Dar au început să vină cele pe care le-am depus la începutul anului, cele care au intrat în evaluare și care câteva au semnat contracte, altele sunt în perioadă de evaluare sau de precontractare. Știți cu toții că am semnat contractul pentru școala George Ionescu, este în valoare de 800.000 de euro anvelopare clădirii publice. Cât de curând se va întâmpla asta cu liceul George Covălcescu, a trecut de etapa de evaluare, așteptăm semnarea contractului, dar în urmă cu două săptămâni a semnat Direcția de Asistență Socială în parteneria cu Primăria Municipiului Moinești contractul de finanțare pentru centrala din spatele Bisericii Catolice, va deveni un centru de agrement pentru persoane cu dezabilități și în afara programului și un after school pentru cei din zona școlii Ștefan Lucian. Biserica Sfântul Nicolae. Așa. Da. Așa. Dar totodată cu acest proiect, în acest proiect sunt incluse și construirea a trei case pe fosta locație a Căminului Cultural din Lucăcești, trei case în care vor locui tot persoane cu dezabilități,
În discuțiile avute cu directorul Direcției de Asistențe Sociale Bacău, s-ar părea că sunt cei care ies din centrele de clasament, nu mai au unde merge, trebuie să se integreze în societate și au ales Moineștiul, menționând aceasta și președintele Consiliului Județean la conferința de presă, că doar Moineștiul și Târgocna a avut deschidere pentru construirea unor astfel de clădiri pentru persoanele cu dezabilități. Au fost solicitări și către celelalte localități urbane ale județului Bacău, doar Târgocna și Moinești au avut deschiderea și iată am semnat și acele documente. Am în continuare în vedere finanțări pentru asfaltarea străzilor, am în continuare în vedere, ieri am fost la Ministerul Turismului și am stat o oră și jumătate împreună cu doamna Armeanu, administratorul public, și George Găman, directorul Asociației Moldesa. Am reușit, zic eu, în mare parte să convingem pe cei din conducerea Ministerului, de la secretar de stat, domnul Tomoiagă, la un director, domnul Arsene, să introducă în master planul pe turism și stațiunile turistice de interes local și stațiunile climaterice. Pentru că noi suntem stațiune de interes local, am solicitat să devenim stațiune climaterică, pentru că în acest master plan sunt doar stațiunile balneo și balneoclimaterice. Sunt sume de bani necheltuite la această oră la nivel de Ministerul Turismului, iar clădirea noastră stă nefinalizată de atâția ani. Mă străduiesc pe toate căile să fie inclusă într-un proiect cu finanțare. După cum știți cu toții, din bugetul local nu ar putea fi finalizată niciodată. În același timp, în Consiliul de Administrație de la Spital, am rugat conducerea Spitalului, conducerea Consiliului de Administrație, prin doamna director Arin, care este președintele Consiliului de Administrație, să înaintăm un document către Ministerul Sănătății pentru a ne da un aviz să-l depunem la CNI privitor la faptul că această clădire să devină o instituție medicală. Aștept acest document să-l depun la Ministerul Sănătății, după care la CNI, pentru a reuși pe una din căi, Ministerul Sănătății, Ministerul Turismului și Finanțării Europene și nu mai știu ce mai e vii, să realizăm și să finalizăm această clădire. Cam atât. Mulțumesc frumos. Mulțumim, domnul primar. Dacă nu mai sunt intervenții, declar ședința închisă. Vă mulțumim. Și vă rog să domnilor consilieri, invitațiile. Da.